Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou clip. E bine, astăzi am făcut o comandă la Timișoara de niște butoași de vie. Nu o să zic de unde, că nu vreau să fac reclamă. Toate soiurile, să zic așa, cabernet, fetească neagră, fetească regală, toate așa. Și am să vă arăt un pic cum se plantează din ce m-am informat de la atunci și cum ar trebui. I-am pus în linie, eu am luat 14 bucăți de câte 4 separați, 14 neagră, 14 albă. Ei au zis la 70 să fie gaura, eu n-am făcut la 70, am făcut puțin mai mică, care 50, care 60. Am pus exact cum au zis dânsii și 2 lopezi de balastru, prima oară, în fund. Vedeți, 2 lopezi de balastru și apoi se pune iar o lopată de pământ. Vedeți, balastru. Eu am pus și apă ca să se moaie și mai bine. Și apoi începem să punem propriu butacul de vie, să zic așa, și îl acoperim. Îl acoperim, îl călcăm foarte bine. Ei au zis să-l tasăm foarte bine și apoi să-i facem un mușuroi împotriva înghețului. L-am lăsat la cota 0, să zic așa, decât altoiul afară. Ăsta este busuiaga de bohotin. Ăsta e altoiul. Acum urmează să-i facem moșuroi să fie protejați. Ei au venit cam așa, cu mustăți destul de bogate, să zic așa. Foarte bogate. Am luat câte 4 soi de din fiecare. Uitați, asta e fetească neagră. Și tot așa. Haideți că mă bag să mai le pun și apoi revin cu continuarea clipului. Cam așa vine, am lăsat altoiul exact la plus minus nivelul pământului. Și acum trebuie să-i facem un pic de mușuroi. Să fie protejat, să nu cumva pentru îngheț ceva. Să știm unde e. El oricum o să iasă afară singur. Așa mi-au zis cei de acolo. Dar e de preferat în primăvară. În primăvară deja suntem aproape. Să-i scoatem afară să nu plece din port altoi. Așa mergem cu următorul. Să iau oața asta de aici, mă furcă. Și așa o să facem pentru toți. Haideți că oprim să nu lungim clipul. Și iată-ne din nou aici. Pe ăsta am terminat, am reușit să-l punem de seară. Acum, să zic așa, asta e toată partea neagră. Și acum avem toată via de... Toată cea albă, o să o punem pe cealaltă parte a alei. Deja am întins ață. Aici am săpat 50-55. Acum deja am dat drumul la furtun un pic. Uitați, aici mă duc aproape de 60. Ei mi-au zis 70, dar am dat și cu jetul să ducă în jos. Eu las să se umple jumate de gaură cu apă și apoi pun 2 lopezi de pietriș, o lopată, 2 de pământ și mă ridic în sus. De ce? Pentru că dânsii de acolo, exact cum e și un pom fructifer, uitați ce rădăcini frumoase are fiecare în parte, ca rădăcinile astea să găsească pământ moale, adică să poată să împingă, că dacă nu, dacă găsește pământ tare, automat în secunda 2 se usucă și... Păcat de ei, pentru că cu toate că spar niște crăcuțe, să zic așa, dar a costat 15 lei la bucată și merită să avem toată atenția să nu se usuce. Avem rândul ăsta așa de vin, care îl mai avem, de vie albă de vin,
Și apoi pe lângă gardul acolo, gardul de la stradă, o să pun niște vie de masă, în care aceasta sunt câte 2 din fiecare, uitați aici, câte 2 soiuri din fiecare, ăsta e Puțelo Bianco, ăsta e italian, se vede după nume, Black Magic, asta e negru de masă, ăsta este soiul Victoria, ăsta e alb, tot de masă, și mai avem încă unul aici, Muscat de Ada, și ăștia sunt toți de vin. Haideți că mă bag la treabă, mergem mai înainte cu gaura, vedeți, apa e cam atât, cam e bine așa, o să închid apa. Am făcut deja șanțurile, am avut ăștia 26 de metri jumate, am împărțit la 16 bucăți și cam așa, am dat astea, am săpat un pic cu sapa, am dat părțile egale pentru toți, pentru fiecare, și cam asta e. Haideți că mă bag la treabă. Am reușit și am pus pe toți, am lăsat la fiecare de unde începe soiul, am lăsat eticheta ca să-mi dau seama de ce va fi, ce urmează. Practic erau veniți în legături de câte 4 și avea etichetă pe fiecare legătură, adică unul singur avea legătură, avea eticheta. I-am pus pe toți la ață, am scăpat și de ăștia, acum o să trebuiască să le facem moșuroiul cum am făcut la ceilalți acolo. Și mai avem pășea de masă, dar bineînțeles trebuie să dau prima oară cu freza pe lângă gard și apoi o să-i plantăm și păștea. E destul de muncă, pentru că trebuie să săpăm 50-60 cm, diametru un 30-35 cm, unele părți era chiar și 40 aproximativ. Deci cam așa vine, 1, 2, 3, 4, deci 4 e de un soi, după aia începem iar cu alt soi. Bineînțeles am lăsat eticheta, începem iar cu 1, 2, 3, 4 și apoi tot așa până la sfârșit. Da, 1, 2, 3, 4, ăsta ar trebui să aibă etichetă, da, cred că am grupat mai jos. Nu înțeleg de ce. Iar începe 4 și tot așa. Ne băgăm să-i facem ușuroiul. Apoi o să trebuie să dăm aici o freză și mai avem 8 bucăți de plantat până în drept cu acel stâlp. Ne băgăm la treabă. Terminat de frezat, o să măsor exact distanța care trebuie pentru 8 butuci. Și cam asta e. Am zis să frezez pentru că aici n-am frezat de ani de zile, între pom, și nu vreau să mai frezez pentru că vreau să rămână iarbă, eventual o să-i sap pe fiecare în parte pe lângă ei. Am zis să frezez aici pentru că dacă pun via, oricum o să trebuiască, să zic, săpată îngrijită una peste alta, și am profitat acum de ocazie că nu e, am făcut pământul ăsta, l-am făcut nisip, cenușa a rămas, am să vin până aici, am să fac un calcul, să vedem din cât în cât să-i pun de aici până acolo 8 bucăți. Haideți că ne băgăm la treabă, întindem masa și vedem ce iese. Am terminat cu toate găurile de făcut, acum începem să punem acele două lopeți bune de balastru peste tot. Între timp, în față merge și furtunul cu apă, lăsăm groapa să se facă jumătate cu apă, apoi mutăm furtunul ca să se moaie pământul și mai bine. Și avem și pe ăștia 8 bucăți de pus, de plantat, și apoi scăpăm și cu acest proiect. Cam așa vine. Avem câte 2 soiuri din fiecare, le-am finalizat. Urmea să-i facem de cât moșorul deasupra. După cum știți, și în cealaltă parte am pus eticheta.
au venit în perichete două, eticheta doar pe unul. Deci eticheta acolo, al doilea, este la fel ca primul. După aia avem iar aici eticheta, sunt ăștia amândoi la fel. Apoi iar eticheta și tot așa până au ajuns la 8, o bucăți. Acum le facem ușuroiul și ne apucăm de ceva mai serios, să zic așa, adică baraca noastră. Dar trebuia să fac ăștia să-i finalizez, să știu că am scăpat de o grijă. Și iată-ne la final, am reușit până la urmă și am pus și pe ăștia toți, 8 bucăți care erau. Le-am făcut inclusiv toate mușuroaiele, nu știu dacă se observă că bate puțin soarele. Deci, să recapitulăm, avem aici 8 bucăți de masă, struguri de masă, 4 albă, 4 neagră, câte 2 soiuri din fiecare, deci 8 specii cum ar veni. Și aici avem 16 bucăți, câte 4 specii din fiecare, de albă, și pe partea cealaltă avem la fel 16 bucăți, câte 4 soiuri din fiecare, de neagră. I-am calculat precis, au venit distanța care a fost între ele, au cam un metru, să zic, unul de altul, un metru jumate de fapt, adică un metru are întinderea în stânga, un metru în dreapta, are cam 1,80 m, să zic, 1,90 m între ele, și cam asta e. Ne băgăm la treabă pentru astăzi cu acest proiect, cu acest clip. Vă mulțumesc și ne vedem cu bine la următorul clip. Vă salut!